Revenim un pic să discutăm un alt subiect legat de situația din Basarabia. Și anume de ce Rusia își revendică aceste teritorii din punct de vedere bisericesc. Pentru că dacă ar fi să luăm ca și neam, normal românii din Trecut și Nistru sunt români. Deci ar trebui să aparțină canonic de Patriarhia Română. De aceea nici, poate că dacă ați observat, Biserica Rusiei nu a făcut niciodată nicio contestație la nivel internațional împotriva Mitropoliei Basarabiei. Și n-au cum să facă pentru că știu că au pierdere. Vor avea de pierdut. Dar ei încearcă să facă niște manipulări în teritoriu. Aceste manipulări în ce constă? În faptul că încearcă să inducă populației de acolo ideea de pravoslavnici, de rusificare, ideea de marea familie rusă. Din acest context, propagandiștii ruși spun că moldovenii sunt de fapt românizați. Unii dintre ei spun chiar că sunt ruși românizați. Dar cei mai mulți spun că sunt un popor distinct de poporul român. În acest context vine propaganda rusă din punct de vedere bisericesc, dar nu numai, și din punct de vedere politic, cultural și așa mai departe. Dacă vedem pe rețelele de socializare din Republica Moldova, care sunt finanțate de ruși și administrate de filoruși, pe aceste rețele de socializare vom vedea foarte mult vehiculându-se ideea. Românii ne-au luat, românii ne fac, românii sunt răi, românii sunt așa și așa și așa. Cu ură față de români, încercând să implementeze în rândul populației din Moldova, din Republica Moldova, o ură față de români. Dar și în același timp, în paralel cu aceasta, o deschidere spre lumea rusă. Ei practic încearcă să imprime în mod fals ideea că românii dintre Prut și Nistru de fapt nu sunt români, ci sunt moldoveni. În contextul acesta, ei interpretează canoanele, cum că moldovenii, nefiind români, au dreptul la o mitropolie separată de români, au dreptul să fie independenți de români. Și în contextul acesta, Rusia îi oferă marea bucurie, marea protecție de a-i lua sub aripa protectoare a Rusiei. Despre aceste manipulări care se fac și demontarea lor, m-am gândit să vorbesc un pic cu părintele Florian Jurca, Dumitru Florian Jurca din Oradea, care ne aduce câteva lămuriri. Părintele Florian ne va vorbi și ne va face și o comparație cu alte situații similare pe care le știm deja și care au avut loc în istoria recentă, cum este, de exemplu, Biserica Georgiei, dar se va referi în mod special la istoria, felul în care rușii au încercat să implementeze în prim biserică ideea de lumea rusă și Marea Pravoslavnică. Ideea în contextul în care Rusia, prin biserica, folosind biserica ca și instrument, mă refer la Biserica Rusă și instituțiile care aparțin de Biserica Rusă, cum ar fi mitropolia aceasta a Chișinăului și a întregii Moldove, acestea au fost, de fapt, instrument de-a lungul istoriei de rusificare a românilor. În fruntea acestor instituții, în fruntea acestei mitropolii, s-au pus întotdeauna persoane care au fost filoruse, care serveau, bineînțeles, intereselor politicii ruse. De aceea, astăzi, Rusia se folosește foarte mult și luptă cu tot din adinsul să păstreze această mitropolie a Chișinăului și a întregii Moldove într-un mod necanonic și pe care o protejează doar la nivel local. În contextul panortodox, Rusia nu amintește de acest lucru și se ferește să amintească, pentru că dacă ar aminti așa ceva, s-ar aplica acel canon 34 apostolic, unde se spune clar că fiecare popor trebuie să fie organizat sub propria organizare. Patriarhie,
metropolie sau cum ar fi. De aceea rușii încearcă să ducă doar un război pe plan local în Republica Moldova și pe care să-l întreține doar la nivel întins, în granițele Republicii Moldova, dar nu îl discută la nivel panortodox. Tocmai pentru că se simt vinovați și știu că la nivel panortodox nu li se dă niciodată dreptate. Despre aceasta vom vorbi astăzi cu părintele Florian din Oradea. Recent, în 23 aprilie anul acesta 2024, Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldovei, care este subordonată Patriarhia Moscovei, a dat un comunicat. În acel comunicat, Mitropolitul Vladimir spunea două lucruri care mi-au atras atenția. Unul este că preoții și-au călcat un jurământ și preoții și-au vândut, referindu-se la preoții care au trecut la Mitropolia Basarabiei, subordonată Patriarhiei Române. Ce ne puteți spune despre aceste două afirmații ale Mitropolitului Vladimir? În primul jurământ, așa a spus Mitropolitul. Așa a spus, jurământ. Păi Sfântul Vasile... Și-au încălcat un jurământ față de Mitropolia Moldovei. Sfântul Vasile cel Mare spune că odată cu Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus Hristos s-a terminat cu orice jurământ. Deci noi creștinii n-ar trebui să mai jurăm. Și lucrul acesta îl spune și Sfântul Ioan Gură de Aur. Spune așa: dacă fratele tău este iubitor de adevăr, de ce îl obligi să jure, să facă jurământ? Iar dacă crezi că va minți, de ce îl obligi ca să încalce un jurământ? Spune Mântuitorul nostru Iisus Hristos: să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice alt jurământ, ci ce este la voi, da, da, și ce este la voi, nu, nu. Și tot Sfântul Ioan Gură de Aur spune că cum poți fi creștin și să juri cu mâna pe Evanghelia, care spune să nu juri, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ. Iar dacă e să privim faptul că s-au încălcat sfintele canoane, păi cine a încălcat sfintele canoane? A încălcat cumva Biserica Ortodoxă Română? Pentru că e vorba de teritoriul canonic al Bisericii Ortodoxe Române. Un teritoriu canonic care nu a aparținut niciodată Patriarhiei Moscovei. Dacă discutăm despre situația din Ucraina, de exemplu, despre autocefalia ucraineană, despre situația din Ucraina, acolo pot fi nuanțe cu cristenița Kievului, dar în ce privește teritoriul dintre Prut și Nistru, nu a aparținut din punct de vedere canonic niciodată de Patriarhia Moscovei. Dacă ar fi să cităm canonul al 8-lea de la Sinodul III Ecumenic de la Efes din anul 431, care recunoaște îndatorirea bisericii unei națiuni, în cazul acesta Biserica Ciprului, ca să se organizeze ea de, așa, de sine stătător, ca să se organizeze etnic și de a se conduce independent de biserica altui neam, Biserica Antiohiei. Biserica Ciprului a primit această autocefalie de la Biserica Mamă a Antiohiei. Și aici se prevede o obligație. Niciun episcop să nu cuprindă altă eparhie care nu a fost mai de demult și dintr-un început sub mâna lui sau a celor dinaintea lui. Iar dacă cineva a cuprins o eparhie străină și în chip sirnic a pus-o sub stăpânirea lui, pe aceasta s-o dea înapoi ca să nu se calce canoanele părinților și nici sub cuvânt de lucrare sfințită să se furișeze trufia stăpânirii lumești. Deci să nu se calce canoanele sfinților, ale părinților, și nici sub cuvânt de lucrare sfințită să nu se furișeze trufia stăpânirii lumești. Da, ei au hirotonit acolo, au făcut lucrare sfințită, nu? Au hirotonit preoți în această perioadă.
Dar nu trebuie să, iată, să ne ascundem după această lucrare sfințită, unde se poate ascunde după această lucrare sfințită trufia stăpânirii lumești. Se poate ascunde această trufie a stăpânirii lumești pentru că acest teritoriu care aparține de Biserica Ortodoxă, care aparține de Biserica Ortodoxă Română, pentru că este teritoriul ei canonic și care e pământul nostru strămoșesc românesc, nu are rost să ne ascundem după deget, din punct de vedere canonic nu a aparținut niciodată, nu a ținut niciodată de Patriarhia Moscovei. Și atunci, iată, ei vin acum și invocă jurământul, care vedem din punct de vedere evanghelic, așa, și canoanele. Care canoane? Că ei ar trebui să dea înapoi ceea ce nu e a lor, nu să dea înapoi. Asta trebuie să facă Patriarhia Moscovei, pentru că, iată, cu viclenie, cu folosindu-se în chip silnic și folosindu-se de stăpânirea lumească, au pus mâna pe acest teritoriu canonic. Ca să vedem unde, cum s-a ajuns aici, haideți să intrăm să facem puțină istorie. În anul 1812 știm că Basarabia, teritoriul dintre Prut și Nistru, este ocupat de către Imperiul Țarist Rus. Pe site-ul Metropoliei Moldovei, Chișinăului și Întregii Moldovei, scrie data înființării 1812. Adică ca și cum înainte de 1812, acolo ce a fost? A fost Mitropolia Moldovei. Pe de o parte ai rupt din principatul Moldovei un teritoriu care nu ți-a aparținut din punct de vedere administrativ, politic și așa mai departe. Și după aceea, biserica, o biserică autocefală, în cazul de față Patriarhia Moscovei, a urmat puterii seculare. Și iată, și ea a subjugat până la urmă acest teritoriu canonic care nu a aparținut niciodată. Niciodată, până în 1812, acest teritoriu canonic ținea de Mitropolia Moldovei. Acum nu intrăm în amănunte cu partea de nord, după aceea a fost Arhiepiscopia Sucevei, care avea sub juridicție partea de nord a Basarabiei de astăzi, după aceea mai târziu, în secolul al XVI-lea, se înființează Episcopia Hușilor, care are partea din dreapta Prutului și partea din stânga, partea de sud a Basarabiei. După aceea mai știm cu Mitropolia Proilaviei, care a fost tot așa o parte din Basarabia, dar care a aparținut direct de Patriarhia Ecumenică, de la Constantinopol. Dar acest teritoriu, niciodată, din punct de vedere canonic, nu a ținut de Patriarhia Moscovei. Dacă discutăm pe problema ucraineană, acolo pot fi nuanțe. Dar aici nu ca pe loc de nuanțe. Ce s-a întâmplat în anul 1812? În anul 1812, iată, puterea lumească, stăpânirea lumească, așa cum spune și aici, în chip silnic, iată, stăpânirea lumească ia acest teritoriu, iar Patriarhia Moscovei, o altă biserică ortodoxă autocefală, bine, atunci, în momentul de față, Mitropolia Moldovei ținea de Patriarhia Ecumenică. Știm că după aceea, mai târziu, după unirea principatelor și după aceea vine autocefalia Bisericii Ortodoxe Române, după aceea o să ajungem la ca și patriarhie în anul 1925. Da, pentru că atunci și Mitropolia Țării Românești aparținea tot de Constantinopol, da. Și Mitropolia Ardealului cu reședința la Alba Iulia aparținea tot de Constantinopol. Și Biserica Ortodoxă Rusă, până la urmă, Biserica Mamă într-o perioadă a Bisericii Ortodoxe Ruse este Biserica de la Constantinopol. Și în 1812 acest teritoriu este anexat și vine o biserică autocefală, pentru că ei au dobândit autocefalia în secolul al XVI-lea, rușii au dobândit-o cum în stilul lor caracteristic, așa. În 1812 vine mitropolitul Bodoni, care era deloc din Bistrița,
deci din Transilvania, dar care era fidel Imperiului țarist rus. Și el înaintează o cerere către sinodul rus în 4 noiembrie 1812 și cere ca să se înființeze aici o eparhie pentru teritoriul acesta anexat de către Imperiul țarist rus. Care era situația aici în Basarabia? Chiar în cererea înaintată de către mitropolitul Bodoni, erau peste 750 de biserici și el specifică în această cerere că acest teritoriu, pe acest teritoriu locuiesc credincioși, ortodoxi, care vorbesc o altă limbă. Foarte important, o altă limbă. Și cere ca să se înființeze această eparhie cu denumirea de eparhia, episcopia Chișinăului și Cotinului. Pentru că invoc el că aici la Chișinău a fost avut sediu guvernământul civil. Și iată, se înființează această eparhie în mod silnic și care este anexată de către Patriarhia Moscovei, așa cum puterea lumească, puterea politică a anexat teritoriul care nu i-a aparținut niciodată în 1812, așa și Patriarhia Moscovei își însușește acest teritoriu care nu i-a aparținut niciodată canonic. Și lucrul acesta se întâmplă în anul 1813, când țarul Alexandru I recunoaște înființarea acestei arhiepiscopii a Chișinăului și Hotinului, încălcându-se flagrant canonul 34 apostolic, care spune că orice neam, nu, dintr-o regiune se poate organiza bisericește așa din punct de vedere etnic, să se organizeze din punct de vedere etnic. Aici nu e vorba de etnofiletism, pentru că această organizare o vedem încă din perioada primară a bisericii și în primul mileniu s-a ținut cont de acest criteriu. Okay. Avem, de exemplu, nu, avem pentarhia, nu? Putem spune Patriarhia Romei, a Constantinopolului, a Alexandriei, Antiohia, Ierusalimului, care ține cont de anumite realități etnice. Nu? În Egipt avem egipteni, după aceea în, știu eu, în Patriarhia Ierusalimului avem israelieni și așa mai departe. Se ține cont de această, realitate etnică și chiar în cadrul Patriarhiei Constantinopolului vedem după aceea că făceau parte anumite mitropolii organizate după acest criteriu etnic. Așa cum a fost recunoașterea mitropoliei Moldovei în anul 1401. Da. Vedem această organizare pe criterii, etnice. Această practică, iată, este întărită de Sfintele Canoane și o găsim încă din perioada primară. Această, e binecuvântată această posibilitate de a un neam dintr-o regiune să se organizeze bisericește, ținându-se cont de realitatea etnică. Da. Așa cum și în cadrul Patriarhiei de Constantinopol, până la recunoașterea autocefaliilor din secolul al XIX-lea, știm cum e Biserica Ortodoxă Română, Biserica Sârbă, Biserica, mai târziu apoi după aceea a venit Biserica Bulgară, dar totuși erau anumite mitropolii în cadrul Patriarhiei de Constantinopol și se ținea cont de acest criteriu etnic. Asta nu înseamnă etnofiletism. Etnofiletism, știți ce ar însemna să fie etnofiletism? De exemplu, noi aici în România avem credincioși ortodoxi ucraineni. Avem, așa este? Avem, bun. Dacă ne gândim în Maramureș, cred că și prin Banat. Și au un vicariat ucrainean care ține de Patriarhia Română, pentru că ei sunt o minoritate. Sunt un număr restrâns acum, nu e un număr mare de credincioși. Și au acest vicariat. Etnofiletism ce ar însemna? Ar însemna ca noi, românii, să venim să le spunem de astăzi, voi nu mai slujiți în limba voastră,
numai predicați în limba ucraineană, aici am avea de face cu etnofiletism. Și avem, de exemplu, și sârbii ortodoxi, nu? Din Banat, care chiar au episcopie, care ține de Patriarhia Sârbă, de la Belgrad. Acesta ar fi un etnofiletism. Sau, de exemplu, dacă în diaspora, acolo iară sunt alte lucruri de discutat. Sunt mai multe jurisdicții, vedeți tot așa, pe criterii etnice în ce privește diaspora, greacă, diaspora română, diaspora sârbă, georgiană și așa mai departe. Să zicem că sfinția voastră ați fi într-o parohie, nu știu, în Anglia, și vine un georgian ortodox sau un grec ortodox sau un sârb ortodox sau un rus ortodox și vrea să facă parte din comunitatea ortodoxă românească, pentru că biserica georgiană, parohia georgiană greacă, știu eu, poate fi la o distanță mai mare și lui peste mână. Și vrea să se spovedească, poate că face spovedania în limba engleză, nu cunoaște limba română. Și atunci, dacă Sfinția voastră sau dintre credincioși ar veni să îi spună acelui credincios sau celor credincioși, uite, voi nu sunteți români, voi nu aveți ce căuta aici. Atunci, iarăși, avem de a face cu etnofiletism. Dar această organizare bisericească, ținându-se cont de o realitate etnică, unde e un popor, o etnie, pentru a putea sluji în limba lor, pentru, din mai multe motive, pentru a se organiza, iată, așa, pe bisericește, ca organizare bisericească, lucrul acesta este întărit de Sfintele Canoane. Canonul 34 apostolic, de exemplu, spune ca episcopii unei regiuni să aibă o căpetenie a lor, adică un întâi stătător, de care să țină și cu care să fie în comuniune, care de un neam cu ei. Eu vreau să vă întreb, episcopii din Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove, în comuniune cu care întâi stătător de un neam cu ei? Păi nu, e clar că noi Întâi de asta ne... stătătorul ar trebui să fie prea fericitul părinte Daniel, Da. care e de un neam cu ei. Pentru Pentru... că Biserica Ortodoxă Română, eu cred că i-ar aștepta cu brațele deschise ca pe niște fii rătăcitori, așa, i-ar aștepta și cu siguranță că sunt între ei care și-ar dori lucrul acesta ca să revină și să facă parte din sinodul Bisericii Mamă. Să revenim un pic la ceea ce spuneați înainte. Bodonii, când a venit ca mitropolit aici la Chișinău, spunea că a găsit acolo populație de altă limbă. Bineînțeles, interpretarea rusească este o interpretare greșită, spunând că această altă limbă nu este limba română, ci este limba moldovenească. Ca și cum românii și poporul român și poporul moldovean nu ar fi același popor. Astfel, ei, după interpretarea lor, canonul 34, care se referi la organizarea după etnii, nu este valabil în privința apartenentei lor la Mitropolia, la Patriarhia Română. Este, bineînțeles, o diversiune creată special de propaganda rusă, dar o să revenim asupra ei. Dar aici vreau să vă explic ceva. O delegație din România, o delegație oficială din România, au fost în vizită prin Republica Moldova. La un moment dat au vizitat și Mănăstirea Căpriana. Ghidul de la Mănăstirea Căpriana le spune oficialilor români că, uite, Bodonii este moldovean, este primul episcop moldovean, la care unul dintre membrii delegației, fiind și profesor de istorie, le spune: stați un pic, da, Bodonii din Ardeal. Din Transilvania, din Bistrița, deci Da, român din din zona asta, Bistrița. din coace de Carpați. Da. Și cum spui tu că este moldovean? Adică este român, pentru că și moldoveanii, și moldovenii, și ardelenii sunt tot români, vlahi, valahi. Da, Și e clar, erau recunoscuți ca valahi. Bun, și Ștefan cel Mare era cunoscut ca valah. Și turcii spuneau către Ștefan cel Mare valah, și către ardeleni spuneau valah, și către munteni spuneau valah, bănățeni spuneau valah. Deci e Da. clar că sunt aceeași limbă, valah, care acum noi Și numim chiar română. în Transilvania, maghiarii sau sașii Da. priveau pe români ca Valah, valahi, nu? exact.
Bun, și să revenim aici, la interpretarea greșită făcută de propaganda diplomatică rusă, în care ei spun că, de fapt, și pe care o întâlnim și în biserica asta a Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldovei aparținută de Moscova, pentru că în bisericile și în mănăstirile care aparțin de ei se face această propagandă. Noi moldovenii nu suntem români, suntem moldoveni, suntem un alt popor. Deci nu avem nicio treabă cu Patriarhia Română sau cu statul român. Și chiar din contră, românii au venit și ne-au cucerit. Este o interpretare rusească pe care istoricii din Basarabia nu prea aprobă, dar în schimb se face o foarte mare propagandă în mass media pro-rusă și în foarte multe grupuri de acestea de socializare, Facebook și Instagram și ce mai au ei pe acolo. De ce am făcut această explicație? Pentru că aș vrea să vă întreb cum vedeți sau ce ne puteți spune referitor la această, sau ce răspuns le puteți da Sfinția voastră acestora care spun că, de fapt, România nu are niciun drept acolo, în Moldova, pentru că moldovenii nu sunt români sau moldovenii nu ar fi români. Dacă noi mergem în Basarabia, ne înțelegem cu românii basarabeni, nu vorbim aceeași limbă. Când ați mers în Basarabia și ați vorbit cu oamenii, cu cetățenii de acolo, care poate nu erau ruși, nu erau ucraineni, nu v-ați înțeles. Nu aceeași limbă ați vorbit ca și... Nu v-ați înțeles, nu? Limba oficială... Eu cred că Bodoni, când a spus că altă limbă, se referea altă limbă, adică nu rusa. Păi exact asta vreau să și spun. Și nu e vorba de limbile slave, știți? Da. Deci altă limbă. Și știm că Bodoni, în perioada lui de păstorire, a tipărit un liturghier în care vorbește despre faptul că acest liturghier să-l aibă preoții pentru a putea sluji în limba românească. Deci specific acest lucru că este în limba românească. Un liturghier, acum nu-mi vine în minte anul când a fost acest liturghier tipărit și acolo vorbește foarte clar despre limba românească. Dar haideți să vedem care a fost realitatea de la 1812, după ce a fost cucerită Basarabia, până în 1821, din păstorirea aceasta lui Bodoni. Și ei au mers până acolo, așa să știm că au vrut să anexeze tot Principatul Moldovei și tot Principatul, în întregime Principatul Țării Românești. Și dacă reușeau lucrul acesta rușii, tot acest teritoriu era anexat din punct de vedere administrativ, politic, era anexat de către Imperiul Țarist Rus și intra tot teritoriul acesta în componența Patriarhiei Moscovei din punct de vedere bisericește. Pentru că el a fost pus, Bodoni, la un moment dat să răspundă din punct de vedere bisericesc de tot acest teritoriu. Dar a fost în așa fel, a fost conjunctura istorică că Imperiul Țarist Rus a rămas doar cu acest teritoriu dintre Prut și Nistru și nu s-a dus planul acesta la îndeplinire. Când Bodoni a fost numit arhiepiscop al Chișinăului și Hotinului în Moldova, atât în Moldova, așa, în Principatul Moldovei, avem episcopi legitimi care erau în viață. Deci, în timp ce ei erau în viață și înainte ei au avut în jurisdicția lor canonică acest teritoriu al Basarabiei dintre Prus și Nistru, erau în viață. Și această numire a lui Bodoni a fost anticanonică. S-a făcut în chip silnic. S-a urmat stăpânirii lumești, cum spune canonul al VIII-lea de la Sinodul al III-lea ecumenic, de la Efes. Și iată, după aceea cu viclenie s-a proces la lucrul acesta și a fost, iată, anexată această regiune, acest teritoriu dintre Prut și Nistru.
Iar treaba aceasta cu etnie moldovenească, cu popor moldovenesc, nu este altceva decât una dintre minciunile ideologiei lumii ruse. Lumea rusă e o ideologie și care slujește interesele statului rus. Și ei, cum merge această ideologie? Merge pe linie culturală, cultural-civilizațională, pe linie religioasă, pe linie economică. Dacă un teritoriu nu ne aparține, să zicem, fizic, nu aparține de statul rus, poate fi în zona de influență, să fie în zona de influență culturală, economică, militară. Și atunci aceasta este ideologia lumii ruse. Dar ei merg până acolo încât poate să aibă, merg pe această idee și anumite persoane, anumiți oameni, poate chiar din Statele Unite ale Americii. Dacă au o simpatie față de lumea rusă, conform acestei ideologii, aparțin lumii ruse. Nu vreau să fim înțeleși, să nu fie o înțelegere greșită. Noi iubim spiritualitatea rusă, ne înclinăm în fața vieților sfinților ruși, admirăm, prețuim și ne uităm cu multă, multă admirație și cu evlavie. Citim viețile sfinților ruși și îi citim pe sfinții ruși, pe Sfântul Ioan de Cronșta, pe Sfântul Ignatie Brâncianino, și pe alții, pe Sfântul Ioan Maximovici. Nu despre asta e vorba, ci e vorba despre ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere canonic și politic și politic. Și faptul că, din păcate, Patriarhia Moscovei este subjugată ideologiei statului. Lucrul acesta s-a întâmplat în 1812, lucrul acesta s-a întâmplat în 1940, după când, știți, a venit Stalin, atât de îndrăgit Stalin, acest prigonitor al bisericii, atât de îndrăgit de către Preasfințitul Marcel de Bălți, care este, atenție, întâi stătătorul unei eparhii care a fost înființată de Patriarhia Română. Știm că teritoriul acesta dintre Prut și Nistru a primit statutul după aceea de mitropolie, Mitropolia Basarabiei, și primul mitropolit este Gurie Grosu. Aș vrea să vă spun o întâmplare cu mitropolitul Gurie Grosu. Și în această perioadă, între 1918 și putem spune 1944, știm, 1940, Stalin, atât de îndrăgit de către Preasfințitul Marcel, anexează acest teritoriu. După aceea, noi recuperăm între 1941-1944, după aceea ei au cucerit din nou acest teritoriu în 1944, când au desființat cele două episcopii sufragane ale Mitropoliei Basarabiei. E vorba de episcopia aceasta de Bălți și episcopia de Ismail. Și a desființat aceste două episcopii care au fost înființate de către Patriarhia Română. Iar Preasfințitul Marcel este întâi stătătorul acestei episcopii de Bălți, care a fost înființată de către Patriarhia Română și care a fost desființată. După aceea, a fost reînființată apoi mai târziu, știți, această episcopie. Acest episcop Marcel chiar e neobraznic și aș putea să spun că lipsit de cultură istorică. El pretinde că Stalin a venit să elibereze Moldova de români. El pretinde că el nu este român, ci este moldovean. Chiar există scris textul de spune treaba asta. El pretinde că mama Rusia este cea care a venit și ne-a scăpat pe noi de sub jugul românesc. Idei din astea așa, care el le propagă în popor. Dar, bineînțeles, nu are argument istoric. El nu are argument. Singurul lui argument este că moldovenii nu sunt români,
și dacă nu sunt român, n-au nicio treabă cu România. Asta este singurul argument, dar care nu poate fi dovedit și n-a fost dovedit încă până acum. Și revin un pic referitor la acest lucru, că spuneam înainte de Bodoni, că vorbea o altă limbă. El în unele cărți scrie limba moldovenească, în altele cărți scrie limba română. Dar limba practic, românească. Românească. Da, dar practic sunt aceleași limbi, pentru că din română în moldovenească nu trebuie traducător. Doar din slavă, din slavonă, în românească sau din slavonă, în moldovenească trebuia traducător. Dar el, când spune moldovenească, se referă indirect la limba românească. În contextul de notare, e aceeași limbă. Da, dar haideți să putem ateriza puțin pe perioada aceasta 1812. Da, 1900. Vreau să explic că 18. Vreau să explic această gafă pe care o face acest episcop Markel, care nu este altceva decât un propagandist rus, clar. Să mergem puțin pe cele trei perioade. Da, chiar vă rog, explicați-mi mai departe. Așa, acum că nu o să intrăm chiar în detalii foarte profunde. Să vedem între 1812-1918. Când, iată, acest teritoriu a fost anexat de către Patriarhia Moscovei, urmând puterii lumești care a anexat teritorial această regiune dintre Prus și Nistru, Basarabia, după ce moare mitropolitul Bodoni în anul 1821, urmează 12 ierarhi ruși care nu cunoșteau istoria locului, tradițiile locului, care nu cunoșteau limba poporului. Impuși de Moscova. Impuși de către Patriarhia Moscovei, care aveau în plan să ducă la îndeplinire această politică de rusificare a acestui teritoriu dintre Prus și Nistru. Acesta a fost planul. Au fost 12 ierarhi ruși. În fine, că între acești 12 a fost unul care era de neam, era ucrainean, dar tot acolo e. Deci ideea e că nu erau români. În afară de Bodoni, restul toți au fost ierarhi ruși. După aceea, între 1918 și 1940, între 1940, deci avem, iată, după aceea, ierarhie românească. Deci, pentru că, deși ultimului ierarh, Anastasie, care a fost ultimul ierarh al Arhiepiscopiei de la Chișinău, i s-a dat această posibilitate ca să facă parte din Sinodul Bisericii Ortodoxe Române. Dar, mă rog, el nu a refuzat lucrul acesta. Și atunci avem, iată, ierarhie românească atunci când Basarabia revine în teritoriul, revine, se unește cu țara mamă și din punct de vedere administrativ, politic și după aceea din punct de vedere canonic revine în sânul bisericii mamă, așa cum este firesc din punct de vedere canonic. Dar 12 ierarhi au fost de neam străin. Au fost ierarhi ruși care au avut în plan să urmeze politica statului țarist rus, a Imperiului Țarist Rus, de rusificare acestui teritoriu. A urmat un proces de rusificare a poporului prin biserică, școală, administrație și armată. Lucrul acesta l-au încercat, rusificarea. Iată, nu, poate n-a ieșit așa cum și-au dorit ei să rusifice acest teritoriu, deși poate mulți dintre etnicii români de acolo au ajuns să fie rusificați, dar nu le-a reușit planul să-l ducă, știți, până la capăt. Și atunci vin în zilele noastre, inclusiv pe linie bisericească, pentru că, din păcate, Patriarhia Moscovei este subjugată politicului, este subjugată de politic, de această ideologie a lumii ruse, a Sfintei Rusii, aceste ideologii. Și atunci, iată, se lucrează pe linie bisericească și vlădișca, de genul cum este și Vladica Markel, vin cu această minciună, etnie moldovenească, limbă moldovenească, noi nu suntem români,
Noi suntem un alt neam, un alt popor, poporul moldovenesc, vorbim limba moldovenească, aparținem lumii slave. Pentru că dacă nu s-a putut face rusificarea, atunci măcar să se meargă pe această idee că voi aparțineți de lumea slavă, voi aparțineți de lumea rusă și nu aveți nimic în comun cu românii. Nici cu ei, nici ca și neam, nici ca și limbă, voi vorbiți limba moldovenească, sunteți un alt popor, unul dintre popoarele lumii slave. Aceasta este minciuna pe care merge, iată, această ideologie a lumii ruse și care lucrează și pe linie bisericească. Prin unii vlădici, cum e și vlădica Markel, prin unele persoane mireni sau clerici, din stânga prutului sau din dreapta prutului. Înțelegeți ce vreau să zic, părinte? Da. Din păcate. Nu știm care e motivul. Oamenii caută să aibă putere. Puterea aici, în lumea aceasta, este trecătoare. Sigur că statul rus este Federația Rusă. E un stat puternic. Dar ce spune psalmistul? Unii se laudă cu caii lor, alții cu căruțele lor. Noi însă ne vom lăuda cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Și ei, iată, acești oameni, dragostea de țară e mai slabă, nu știu, ori dragostea de ruble e mai tare, dragostea de a avea putere, de a fi niște oameni influenți și de a se lega de această putere deșartă, trecătoare, până la Apropo urmă. de dragostea de ruble, să vedeți ce vilă mare are Marchel și ce avere are Marchel și Vladimir și ăștia. E enorm. Așa, bun. Și deci vedem ce s-a întâmplat în această perioadă. Aș vrea să vă, dintre cei 12 era, pentru că unii au fost așa mai diplomați, dar toți au dus această politică de rusificare, au urmat stăpânirii lumești și au avut un scop, nu un scop duhovnicesc, ci scopul lor a fost acesta de a rusifica poporul. Și dintre acești 12 erau cei mai aspri, cei mai duri, au fost Pavel Lebedev, între 1871-1882 a păstorit acest Pavel Lebedev, și Serafim Ciciacov. Ciciacov, între 1908 și 1914. Aș vrea numai un aspect legat de acest Pavel Lebedev, mă iertați. Acest Pavel Lebedev, care a fost foarte, foarte, foarte dur, foarte aspru. În timpul păstoririi sale, limba română a fost interzisă în toate instituțiile și în biserică. Au fost închise din ordinul său 300 de biserici și locașuri sfinte. Deci dacă limba română înseamnă că și limba moldovenească, implicit. Da. Și mărturiile vorbesc. E o maică, Evgenia, de la Mănăstirea Răciula, care i-a mărturisit unui protoiereu și care, la rândul său, a împărtășit aceste realități dure. A venit și a dat aceste mărturii în fața istoricului Nicolae Popovski despre acest Paul Lebedev, care ce-a făcut. Nu știu, probabil că o fi venit ceva temperaturi din acestea din zona siberiană și o fi fost mai frig pe la Chișinău și ce s-a gândit el să se încălzească cu cărțile românești. A strâns tot ce a căzut în calea lui și erau cărți românești și se încălzea cu cărțile românești. Lucrul acesta îl mărturisește istoricul basarabean, român basarabean, care a murit la București în anul 1948, Nicolae Popovski. Și aș vrea să vă citesc, numai să vedeți despre acest Paul Lebedev, ce spune istoricul, poetul istoriei basarabene, românul Nicolae Popovski, care s-a născut în apropiere de Chișinău. Zice așa Nicolae Popovski despre Pavel Lebedev, îl caracterizează cel mai bine pe acest episcop rus. E lucru cert că arhiepiscopul Pavel a fost un agent credincios al stăpânirii țariste și în privința aceasta el în fond nu se deosebea prea mult de înaintașii săi Antonie, Irinar și chiar de mitropolitul Gavril, care era românul transilvanean.
Cu toți au fost arhipăstori devotați Rusiei, cărei au slujit cu credință fără nicio șovăire, inclusiv Bodonii. Deosebirea însă era aceea că pe când unii, Gavril, Bodonii, devotamentul rămânea într-o formă vagă, deci la mitropolitul Bodon era așa într-o formă vagă, într-un spirit nebulos romantic specific epocii de atunci, iar la alții irinar se manifesta printr-un îngust program practic, la Pavel, mulțumită împrejurărilor timpului, acest devotament a ajuns să ia forma unei întregi concepții politico-sociale, cu temeinice baze ideologice care atingeau în cuprinsul lor chiar și raporturile internaționale. Astfel că între arhiepiscopul Pavel și predecesorii săi aflăm o singură deosebire, aceea că el proceda cu mai multă energie, mai hotărât și mai consecvent. Și acest fapt se datorează, în primul rând timpului său, care cerea o voință tare și o atitudine militantă. Însă nu mai puțin el se datorează la el se datorează și însușirea lui personale, un temperament de luptător aplic și de înfocat patriot rus, de aici și numele lui de cel mai crud împilator al românilor basarabeni, pe când alți chiriari, tot atât de rusificatori, au rămas cu numele de arhipăstor blânz, unii chiar cu aureolă nemeritată de patrioți români. Iată, aceasta a fost realitatea în această perioadă 1812-1918. S-a mers până acolo la interzicerea slujirii în limba română în bisericile din Basarabia. Lucrul acesta s-a reușit așa în orașe, dar preoțimea din zona rurală, preoții din satele din Basarabia, au slujit în limba română și s-au luptat pentru apărarea slujirii liturgice în limba română. Și vedem că această preoțime rurală era ruptă de această ierarhie bisericească străină de neamul moldovenesc românesc, de neamul românesc din acest ținut. Și vine anul 1918, când Basarabia revine la țara mamă, se unește cu România, cu țara mamă, și acest teritoriu revine în jurisdicția canonică firească a Bisericii Ortodoxe Române. Și aș vrea aici un episod, ca să vedeți etnofiletismul rusesc. Un episod care s-a întâmplat în timpul mitropolitului Gurie al Basarabiei. Era un episcop pe nume Serafim, care a fugit din Rusia, Rusia sovietică. Și nu prea a plăcut la Viena și atunci a venit în acest spațiu românesc, în Basarabia, mai exact la Chișinău. Și mitropolitul Gurie Grosu, cum cunoaștem noi ospitalitatea românească, l-a primit cu brațele deschise, i-a dat o parohie unde să țină slujbele liturgice. Dar ce s-a gândit acest episcop Serafim din Rusia? Să hirotonească cu, de la sine putere, preoți și diacon, ceea ce din punct de vedere canonic era o greșeală. Da, nu ai venit ca și episcop oaspete, ești în eparhia care nu ți aparține, și iată, faci un lucru total necanonic. Și atunci mitropolitul Gurie Grosu al Basarabiei atrage atenția pentru această obrăznicie și această lipsă de recunoștință, pentru că el a fost primit cu ospitalitate și a fost tratat cu toată cinstea cuvenită unui episcop. Să vedeți care este răspunsul acestui episcop Serafim. Răspunsul îi dă un răspuns printr-o scrisoare, îi trimite o scrisoare mitropolitului Gurie Grosu și zice așa: un călugăr rus, atenție, nu spune un episcop rus, un călugăr rus nu poate să asculte nici chiar de un mitropolit moldovean, nota noastră, român, căci rușii aparțin unei nații dominatoare, unei nații chemate să împărățească.
Acesta a fost răspunsul pe care l-a dat într-un mod obraznic, o obraznicie din partea acestui episcop Serafim, mai ales că metropolitul Basarabiei l-a primit cu brațele deschise, i-a dat parohie unde să slujească și l-a primit cu toată cinstea și să se desfășoare slujind, slujbele liturgice, sfintele laude, sfânta liturghie, așa cum slujește un episcop. Dar iată că el cu obrăznicie, mergând pe această idee că el aparține de o națiune dominatoare și care e chemată să împărățească. Și lumea rusă e unde vrem noi. Acum eu vreau să vă întreb ceva. Cum vedeți dumneavoastră, lăsând la o parte problema autocefaliei ucrainiene, aici sunt nuanțe de discutat și pe care nu, în aceste detalii nu intrăm acum. Știm că Patriarhia Alexandriei a recunoscut autocefalia ucraineană. Patriarhia Alexandriei are jurisdicția canonică asupra Africii. Și drept răzbunare, pentru că a recunoscut această autocefalie ucraineană, drept răzbunare, Patriarhia Moscovei a înființat un vicariat, zic ei, pentru Africa, care aparține direct de Patriarhia Moscovei. Și au intrat în jurisdicția canonică a unei patriarhii apostolice, nu? Care o avem din perioada primară a bisericii și care făcea parte din pentarhia bisericii și cu episcop care să racoleze comunități africane pentru Patriarhia Moscovei ca și răzbunare. E o treabă duomnicească. Aici totul merge pe principiul acesta. E lumea rusă. Și lumea rusă, unde interesele ei sunt periclitate, ea acționează, nu mai ține cont. Nu mai contează sfintele canoane, dacă a procedat bine sau nu Patriarhia Alexandriei, e o altă discuție. Dar răzbunarea aceasta, cum o înțelegeți, părinte? Păi, bineînțeles, e exact așa cum a zis, deci nu contează sfintele canoane. Canoanele le interpretează ei ca și în Moldova, ca și în Basarabia. Cum da, okay. Cu poporul moldovenesc, cu limba moldovenească. Da, exact. Dacă ei spun că timp de 30 de ani, că spun sfintele canoane, că ei citează ca și sectare, scot textul din context, doar parțial, dar nu spun că tot aceleași sfinte canoane spun dacă în chip silnic, dacă s-a urmat stăpânirii lumești, și să nu ne ascundem după spatele unei lucrări sfințite și așa mai departe, în mod viclean. Tot aceleași canoane spun să fie dată înapoi, că ei spun că dacă timp de 30 de ani, dar iată, chiar aici Pinte, în față, apropo, chiar aici în față, uitați, am pidalionul și haideți să vedem ce spune canonul 25 de la sinodul al VI-lea ecumenic. Pe lângă toate celelalte renuim și canonul cel ce învață că parohiile cele țărănești sau sătești ale fiecărei biserici să rămână nestrămutate la episcopii cei ce le țin pe ele și mai ales de le-au economisit în vreme de 30 de ani fără silă ținându-le, fără silă. Basarabia a fost ținută fără silă? Fără silă, când timp de la 1812 până la 1918, un singur ierarh a fost român, Bodonii, restul 12, ca 12 și acela supus Moscovei. Și acela devotat Moscovei, ca și ceilalți, că spune istoricul Nicolae Popovski, fără nicio deosebire, doar că a fost așa un pic mai romantic în acțiuni. Toți 12, toți au fost ierarhi ruși. Era ruși. Iar după 1944 până în 1989, toți cei șase ierarhi ai Arhiepiscopiei Chișinăului au fost ruși. Au fost ruși nouă. După aceea, în 1989, datorită contextului politic, iată, au schimbat strategia. Dacă iată ce spune aici.
și mai ales de le-au economisit în vreme de 30 de ani fără silă ținându-le. Iar dacă în lăuntru celor 30 de ani s-a făcut oarecare picire sau s-ar face pentru ele să fie iertat celor ce zic că s-au nedreptățit, a pornit judecată pentru acestea la sinodul eparhiei. Deci pot să revină, pentru că au fost ținute cu silă. Dacă mergem pe această idee că timp de 30 de ani, că a fost mai mult de 30 de ani, haideți să ne gândim la Biserica Ortodoxă a Georgiei. În anul 1811, vedeți, în 1812 anexează ei Basarabia din punct de vedere administrativ-politic și după aceea și bisericește. Lucrul acesta se întâmplă în 1811. Biserica Ortodoxă a Georgiei, care a primit autocefalie de la Biserica Mamă a Antiohiei în secolul al V-lea, pierde această autocefalie în anul 1811 și până în 1917, sunt mai mult de 100 de ani. Acest teritoriu canonic al Bisericii, atenție, autocefale a Georgiei, este anexat de către Patriarhia Moscovei. Dacă ar merge pe această idee, ar fi însemnat ca Biserica Georgiei să nu-și mai recupere autocefalia și să, dreptul ei canonic de a administra, din punct de vedere canonic, jurisdicțional, teritoriul ei firesc, care până la urmă este întărită această organizare de către Sfintele Canoane ale Bisericii. Păi aici e vorba de interpretare, pentru că ei scot din context, adică acei 30 de ani în care eu am dreptul să revendic mitropolia încep din momentul în care ea a fost eliberată de sub stăpânirea silită, nu în timpul stăpânirii silite. Deci, dar ei o succes cum vor. Deci asta e clar o manipulare tot rusească pe care o face și Mihai Kirill și alții rusofii din România. Ortodoxe a Georgiei avem o stăpânire silită de 100 de ani. Da. Bine că Biserica Ortodoxă Rusă, Patriarhia Moscovei, nu a recunoscut autocefalia, faptul că și-au recuperat autocefalia Biserica Georgiei atunci în 1917. Vine după aceea Stalin în perioada celui de-al doilea război mondial, pentru că avea interesele lui politice și atunci cumva e forțată Biserica, Patriarhia Moscovei să recunoască, pentru că avea interesele lui politice. Și în 1989 după aceea recunoaște și Constantinopol o autocefalie pe care Biserica Ortodoxă a Georgiei a avut-o în secolul al V-lea, dar care, iată, datorită acestor vitregii ale istoriei, a pierdut această autocefalie în anul 1811. Haideți să ne întoarcem un pic la momentul 1944, după ce Basarabia a reintrat din nou sub cucerirea rusească. Știm ce a fost înainte, 1940-1941. Atunci exista în Basarabia o organizație bine structurată românească, cu multe biserici, mănăstiri, care astăzi aparțin mitropoliei. Era mitropolia Basarabiei cu două episcopii sufragane, vorba de episcopia de Bălți și episcopia de Ismail, care în 1941 au fost desfințate și desfințate de ruși. De ruși, așa. Și acest, dar practic românii nu l-au considerat desfințat, ci doar oprit activitatea. Teritoriul Basarabiei a fost anexat și subordonat cu totul Patriarhiei Moscovei. Aici, înainte de 1944, aveam următoarea realitate. Erau peste aproape 1000 de biserici. În 1812, Bodoni spune că sunt 750 de biserici. Acesta era ogorul duhovnicesc al bisericii în 1812, a mitropoliei Moldovei, a mitropoliei românești, a Moldovei. Era ogorul duhovnicesc lucrat de către mitropolia românească a Moldovei. Și vine Patriarhia Moscovei într-un ogor în care nu a lucrat și care nu i-a aparținut. Iar în 1944 avem aproape 1000 de biserici. Ce s-a întâmplat în 1944? Biserica din Basarabia a fost subordonată cu totul Patriarhiei Ruse, rupându-se orice legături cu Biserica Neamului, cu Patriarhia Română. Au urmat ani grei.
de deportări, condamnări ale preoților și păstoriților la moarte, la cu an, grei de temniță și așa mai departe, publicațiile bisericești închise, în special cele românești, seminariile teologice închise, școlile de cântăresc bisericești desfințate. Au fost închise, părinte, 25 de mănăstiri și schituri, încât în 1962 a rămas în Basarabia doar o singură mănăstire și aceea spre partea de est a Basarabiei, mănăstirea Japca, cu călugărițe rusoaice. Călugării și călugărițele au fost obligați să lucreze la colhozuri și sovhozuri. Din cele, iată, aproape 1000 de biserici cât erau în 1944, au mai rămas deschise doar 200. În perioada aceasta, între 1944 și 1989, au fost 6 ierarhi. Foarte sugestiv numărul. Acum să nu spună unii că suntem conspiraționiști sau superstițioși, de la 12 la 6. Aia 12 au fost apostolii rusificării, dar nu apostolii adevărului. Știți, apostolii rusificării în perioada 1812 și 1918, iar aceștia 6, în numele puterii Uniunii Sovietice, pentru că oblastia Basarabia a devenit așa o colonie sovietică și au fost 6 ierarhi, toți au fost ruși, toți ruși. Deci, n-au, fără să aibă nimic în comun cu istoria neamului, cu tradițiile locului, cu limba, deci erau ierarhi ruși care au avut ca și scop să-i păstorească pe preoți și credincioșii români din Basarabia, iată, să-i păstorească. Să-i păstorească în sensul de rusificare, nu în sensul de, în sensul duhovnicesc. Și au fost unelte docile în mâna puterniciților de la culte și KGB în acțiunea de desfințare a mănăstirilor și închiderea bisericilor, de prigonire a preoților, credincioșilor și călugărilor. Și aici, cel mai dur, e tot apare unul așa care e mai dur, iar arhiepiscopul Nectarie Grigoriev, care a păstorit între 1948 și 1969, el a întreprins cele mai dure acțiuni de desfințare a mănăstirilor, atenție, de desfințare a mănăstirilor și închiderea bisericilor în colaborare cu puterniciții romenski și oleinic. Vedeți, aceasta a fost realitatea. Întrebarea care se pune, părinte, din care parte vine dezbinarea și încălcarea sfintelor canoane? Din partea Patriarhiei Române sau din partea Patriarhiei Moscovei? Deci acum să spunem lucrul pe direct, că nu are rost să ne ascundem după un limbaj sofisticat, să fim diplomați. Din care parte a venit dezbinarea? Ce se întâmplă? E dezbinat un neam, până la urmă. E teritoriul altei țări și dezbin un neam pe care încerci să-l rusifici. Aici este, cum să vă spun, în Basarabia, știți cum trebuie să vedem etnofiletismul? Ca interferența unei biserici autocefale într-un alt teritoriu canonic, prin încercarea de a rusifica o populație care nu ți aparține din punct de vedere canonic și jurisdicțional. Și atunci, unde e dezbinarea? Din care parte? Cine dezbină? Patriarhia Română sau Patriarhia Rusă? E clar că Patriarhia Rusă. Deci, cine dezbină? Și după aceea, încălcându-se toate canoanele, Basarabia nu a fost niciodată teritoriul canonic al Patriarhiei Ruse. Vedem cum sfintele canoane au fost încălcate în mod flagrant, că Basarabia a fost subordonată Patriarhiei Moscovei folosind stăpânitorul lumesc, canonul 30 apostolic, că a fost stăpânită cu Sila, canonul 25 de la sinodul al 6 de ecumenic, și ea trebuie să aparțină de Biserica Neamului, Patriarhia Română, conform canonului 34. Venind în prezent, vedem stânga putului cum unii slujesc lumii ruse, subjugând ortodoxia acestei ideologii, din păcate. Părinte, vă mulțumim frumos pentru ceea ce ne-a spus și, în încheiere, aș vrea să vă rog, dacă puteți să transmiteți un mesaj moldovenilor
din Moldova, cei care nu se consideră români. Ce le puteți spune? Să studieze trecutul, deci istoria, și să vadă care sunt rădăcinile. E foarte importantă cunoașterea trecutului ca să știe cine sunt. Și ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-i lumineze ca să vadă adevărul. Și să nu se lase influențați de propaganda de Facebook internet. Știți cum văd eu, cum văd eu lucrurile? Dar nu depinde de mine, că eu sunt un om mic. Da. Eu aș vrea ca acești episcopi din Mitropolia Chișinăului și întregii Moldovei să vină în sinodul Bisericii Mame, Patriarhia, al Patriarhiei Române. Nu le dă voie Moscova. Biserica Mamă îi așteaptă cu brațele deschise. Știți cum așteaptă părintele, tatăl, fiul risipitor. Îi așteptăm cu brațele deschise, mai ales că unii dintre ei cred că și-ar dori lucrul acesta. Sigur și-ar dori. Am vorbit cu mulți preoți din Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove, care aparține de Patriarhia Moscovei. Am vorbit cu mulți dintre ei, dar multora le este frică. Le este frică, ba de repercusiunile care pot să aibă, pentru că au fost deja preoți care au trecut la Mitropolia Basarabiei și au fost bătuți, au fost amenințați, au fost chiar supuși la grele încercări. Soțiile lor, de exemplu, au fost dat afară din serviciu că pentru că lucreau în administrația publică și așa mai departe. Copiii la școală arătați cu degetul că ești trădător, te-ai dat cu românii și expresii de genul ăsta. Dar o mare frică este pentru că se vehiculează și propaganda rusă merge pe ideea că o să câștige Rusia războiul și apoi o să vedeți voi ce pățiți. Și vine rușii în Moldova și după aia ori fugiți peste Prut, ori rămâneți aici și vă băgăm la închisoare. Asta este amenințarea pe care ei o primesc din partea... Unii se laudă cu caii lor, alții cu căruțele lor, da. Iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Iar ce am spus în această emisiune, nu suntem rusofobi. Noi prețuim cultura rusă, prețuim spiritualitatea rusă și nu uităm un lucru. Facem parte din aceeași biserică ortodoxă sobornicească. Da. Rușii sunt frații noștri ortodoxi, dar care trebuie să nu uite un lucru. Eu porunc acolo, că tot am vorbit aici de canone, acum vorbim de cele 10 porunci. Să nu poftești din ceea ce este aproape lui tău. Iar teritoriul acesta dintre Prut și Nistru este teritoriul canonic al Patriarhiei Române. Așa a fost până la 1812, după aceea a revenit între 1918 și 1940, după aceea, mă rog, perioada scurtă 1941-1944 și după aceea, iată, s-a reactivat Mitropolia Basarabiei pentru că e teritoriul canonic firesc al Patriarhiei Române. Da, vă mulțumim frumos, Părinte. Doamne ajută! Doamne ajută!